Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la emisiunea Reflector Analitic. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre alegerile parlamentare care vor avea loc pe 24 februarie în Republica Moldova. Salut prezența în studioul a domnului Roman Mihăieș, analist politic. Bună seara și bine ați venit, domnule Mihăieș. Domnule Reniță, bună seara și bine ați venit la Reflector Analitic. Și domnul Fadei Nagacevski, avocat, bună seara și bine ați venit în studioul Reflector Analitic. Domnule Mihăieș, încep cu dumneavoastră această discuție și vreau să vă întreb. Iată, conform datelor pe care le oferă Comisia Electorală Centrală, Partidul Democrat, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, acum Partidul Comunist din Republica Moldova, Șor și Antimafie, de fapt, sunt înregistrați deja în această campanie electorală. Pornind de la această teză, am putea remarca că sunt principalii actori politici pentru această campanie ce urmează să se finalizeze la 24 martie, februarie, cer scuze. Dacă luăm doar lista de partide, lista națională, da, vom avea în jur de 10 competitori, pentru că, din câte știu, mai sunt 2 sau 3 partide care vor depune actele la CEC până la 24 ianuarie. Cu remarcă că de data asta o să avem mult mai puține partide în buletinul de vot decât am avut, de exemplu, 4 ani în urmă. Probabil că asta se datorează și noilor reguli de joc și noilor circumstanțe. Nu cred că e puțin nici mult, dacă o să fie 9 sau 10 partide, pentru cetățeni este o varietate de unde au de unde să aleagă, și de dreapta, și de stânga, și de centru. Deci sunt prezente cam toate opțiunile politice de pe teren. Mult mai interesant o să fie, din punctul meu de vedere, pe circumscripții, unde o să avem circa 380-390 de candidați la funcția de deputat. Da, astea sunt datele care și sunt. Și, per total, eu cred că sistemul ăsta mixt este mult mai echitabil, pentru că și partidele rămân ca jucători importanți, dar apare o șansă în plus și pentru personalități, pentru lideri regionali, lideri locali, ca să candideze. Vedem acum că cam în fiecare circunscripție uninominală sunt și unul, doi candidați independenți, ceea ce pe mine personal mă bucur. Asta înseamnă că cetățenii și în afara partidului se implică în lupta politică și unii dintre ei chiar și vor de deputați. Nu pot să spun acum care va fi o cifră exactă, dar eu cred că vom avea și independență în Parlament. Domnule Reniță, la sigur ați analizat listele acestor partide și vreau să vă exprimați care a fost, nu știu, bucuria sau tristețea pe care ați împărtășit-o atunci când ați lecturat. Pentru că până la urmă, acei oameni care vor accede în Parlament ne vor reprezenta nouă fiecăruia interesele. Și atunci reieșind din popularitate, reieșind din cât de bine pregătiți sunt într-un anumit domeniu, vom avea și anumite așteptări. E așa sau nu? Vă rog. Da, sincer să vă spun, nu am avut nici sentimente de bucurie, nici sentimente de tristețe. Este ca întotdeauna, de fapt, partidele își așează pe liste cei mai puternici oameni din partid, care și-au adus contribuția. Asta nu întotdeauna poți ști, pentru că lucrurile se cântăresc în interiorul partidului. Unele partide au chiar și filtre curioase pe care pe care noi nu știm cum lucrează, pentru că nu ne-au descris niciodată nici mecanismul, nici oamenii care participă la acest filtru. Flirt, era să zic. Filtru. Aici doar o paranteză. Filtru, eu am auzit undeva pe Facebook, am citit că filtru era la penitenciarul numărul 13 și la Frankfurt, de fapt. Posibil. Asta vin în susținerea tezei dumneavoastră. Cremii nu știe unde a fost filtru și cine a fost. Mai ușor, ca să-i dau dreptate colegului meu, mai ușor este să cântărește omul atunci când vine singur în față, adică pe circunscripții uninominale, și oamenii au posibilitatea să se întâlnească cu ei față în față, deci ei nu au cum să fugă. De exemplu, pe liste de partid poți să eviți, poți să lucrezi undeva în oficiu, și să nu te mai întâlnești cu oamenii sau poți pleca peste hotare, cum o fac unii care, mă rog, au de cutreierat diaspora, dacă vor cutreiera, nu știu. Dar există posibilitatea asta pentru oameni de a se încredința, de a vedea omul pe care trebuie să-l voteze, pe de o parte, pe de altă parte.
Sigur că e o șansă pe care n-am mai avut-o. Mulți oameni au încercat în toți acești ani ca independenți să intri în Parlament, adică să ia un mandat, dar n-a putut din cauza pragului electoral. Domnule Veniță, aici vroiam să ajungem. Până la urmă, iată, dacă vorbim și de acei candidați independenți, ar trebui să-i credem pe cuvânt că sunt cu adevărat independenți, pentru că pe parcurs evoluției țării noastre au demonstrat că un candidat cu adevărat independent nu poate accede în Parlament, neavând anumite resurse, chiar și cele administrative, ca să le spunem lucrurilor pe șleau. Dar nu-i vorba de că nu au avut resurse. Resurse ca resursele, da? Deci a fost pragul electoral și 4% și 3% și cel mult îmi pare că a luat 1,5%. Da. Cel mai mult. Adică era imposibil practic să aduni. Și propaganda de partidelor mari era întotdeauna că adică nu aruncați votul în zadar pentru că omul ăsta de unul singur... Nu va accede și nu va rezolva nimic. Eu nu cred. Eu cred că și o voce în Parlament, o voce tare a unui om independent, un om care are principii, care poate ieși în față, în public și spune ceva ce are de spus, costă foarte mult. Uneori costă mai mult decât poate un Parlament întreg. Atunci când vine un om și are cu adevărat ce spune electoratului sau oamenilor care l-au ales sau în genere... Dar cum se explică fenomenul că unele persoane, și aici volens-nolens fac referire la alegeri locale, se declarau cel puțin independenți, ca mai târziu să acceadă într-un anumit guvern și să exprime o anumită viziune politică? Bine, înțeleg. Ăsta este fenomenul care îl cunoaștem toți, a traseismului politic. Deocamdată nu s-a adoptat nicio lege care să îngrădească fenomenul, dar nu putem din cauza asta, adică să-i prezumăm pe toți vinovați, ori trădători, ori traseiști, numai din cauza că fenomenul are loc. Sunt din ăștia probabil care vor proceda așa cum spuneți dumneavoastră sau cum au procedat înaintea lor, dar asta nu înseamnă că nu sunt oameni cu adevărat care și-au asumat o anumită responsabilitate și din punct de vedere a carierii care au făcut-o, a biografiei, vor să facă un pas important în viața lor. Domnule Nagacevski, pe parcursul săptămânii trecute, liderul Partidului Comunist din Republica Moldova a oferit un interviu în care noi jurnaliștii ne-au oprit asupra câtorva teze. Una din aceste teze exprimate de Vladimir Voronin era faptul că aceste alegeri din 24 februarie vor fi falsificate la greu. Vreau să vă întreb, iată, ieșind din pregătirea pe care o aveți și reșind din faptul că sunteți avocat, se conturează anumite chestiuni care ar aduce apă la moară acestei teze? Bine, în Republica Moldova, din câte observ eu, odată la 4 ani de zile se încep mesajele apocaliptice. E sfârșitul lumii. Cum se începe campania electorală, se începe apocalipsa. Toți așteptăm, nu știu, Republica Moldova va dispărea de pe hartă, mâine nu vom mai avea țara noastră, nu vom mai avea patrie, nu se va mai întâmpla nimic. Lucrurile merg în cursul lor normal. Deci noi am trecut de la un sistem electoral proporțional la un sistem mix. Sistemul mixt este pentru prima dată aplicat pe teritoriul Republicii Moldova, de altfel sistemul proporțional a fost aplicat timp de 28 de ani, practic, pe teritoriul Republicii Moldova. El nu a dat rezultate. În condițiile date, ce trebuie să fac politic? Să meargă pe aceeași, scalce pe aceeași greblă odată la 4 ani de zile, respectiv schimbarea sistemului mix nu afectează în principiu legalitatea și legitimitatea procesului electoral. Deci legitimitatea procesului electoral, dacă și va fi afectată într-o formă sau alta, ea se va fi afectată datorită acțiunilor sau inacțiunilor concurenților electorale, inclusiv declarațiilor lor publice și tentativele lor de a compromite Republica Moldova la nivel internațional. Asta este strategia. Acest sistem este benefic sau din contra destructiv pentru Republica Moldova? Pentru că, spre exemplu, liberalul Cebanu spunea, citez, este dăunător pentru țara noastră. Păi, pentru Republica Moldova este dăunător dacă nu se află liberali și comuniștii la guvernare. Ei și-au demonstrat că capacitățile în anumite guverne, păi, se vede că a trecut vremea lor, dați voie altor participanți la procesul electoral, în general la sistemul electoral, ca să-și încerci șansa de a schimba lucrurile pe teritoriul Republicii Moldova. Nu se întâmplă nimic. De altfel, noi avem o singură problemuță pe teritoriul Republicii Moldova, care a apărut
consider eu, inclusiv datorită lipsii de inspirație la adoptarea unor acte normative în ceea ce privește suprareglementarea procesului electoral. Deci efectul suprareglementării procesului electoral este întotdeauna delegitimizarea eventual procesului electoral și oferirea posibilității portiților către politicieni de a delegitimiza procesul electoral și de a-l face mai imprevizibil. Deci ce se întâmplă în cazul în care apare o normă restrictivă? În cazul în care apare o normă restrictivă, fiecare partid, fiecare candidat are jurist. Intervine juristul. Juristul ce face? Și expune opinia. Eu am opinia mea, domnul Mihaieș are opinia lui, domnul Reniț ca jurnalist are o a treia opinie și datorită faptului ăsta noi ajungem la situații când începem a îmbla la niște chestii care afectează în principiu democrația pe teritoriul Republicii Moldova. Care este scopul în principiu procesului electoral? Să aducem omul la vot ca el și exprime liber voința. Atâta-i tot. În situația în care noi îmblăm prin anumite limitări a posibilităților de a desfășura anumite acțiuni de agitație electorală, asta doar dă apă la moară în principiu concurențelor electorale pentru a lovi la bazele acestui proces electoral. Este, astăzi noi avem libertate de exprimare, în principiu destul de bine bazată, cu toate că am critici în privința așa zisă legii antipropagandă care se regăsește în nou codul audiovizual, dar în general libertatea de exprimare a evoluat pe teritoriul Republicii Moldova. Toți participanții la procesul electoral au un acces extrem de larg, masiv la comunicarea publică. Deci este depinde de inteligența fiecărui participant la procesul electoral cum își va convinge alegătorul să-l voteze sau să nu-l voteze. Ce urmăresc eu? Astăzi toți ies în principiu cu mesaje negative, cu mesaje destructive pentru Republica Moldova. Toți merg pe ideea radicalizării votantului în speranța că acesta se va dezamăgi într-un partid sau un altul. Nimeni nu vine cu programe electorale. Ei, oameni buni, noi Republica Moldova ce vrem să facem din ea? Noi trebuie să venim cu mesaje pozitive, explicați-ne cum vedeți voi viitorul Republicii Moldova. Noi ne vom lupta cu corupția. Noi ne vom lupta cu corupția. Stați un pic, dar cum ridicați nivelul de trai? Pentru că ca să lovești în corupție, să distrugi corupția, este nevoie să ridici nivelul de trai. Tu ai o strategie de ridicare a nivelului de trai. Cum te lupți cu sărăcia? Eu un lucru știu. În situația în care tu vrei realmente să lovești în corupție, trebuie să faci un singur lucru. Să ridici așa de tare salariul la acel judecător că el să nu mai fie interesat în acele sume de bani care lui se oferă. El atunci va rămâne eventual corupția la un nivel extrem de mare, la sume de milioane de dolari și nu se vor băga niciodată judecători la câteva mii de lei. Asta este. Câteva precizări, câteva completări. Eu sunt de acord cu domnul Nagacevski că în principiu totdeauna există o forță care încearcă după alegeri se contrapună cetățenii, se speculeze anumite probleme că chipurile, alegerile au fost mai puțin corecte sau ceva de genul ăsta, încercând să-și atragă anumite dividende politice sau am văzut chiar și evidente din 6-7 aprilie au degenerat în distrugerea Parlamentului, clădirii Parlamentului și a președinției, zeci de răniți, sute de arestați. Ca să se întâmple chestia asta și în 2019, pentru că am văzut câteva articole a unor analiști și a unor ziariști că cei de prin acum și așa mai departe, încep să discute de scenarii de genul ăsta, că ei sunt talentați. Noi știm foarte bine că cei care stau acum în acum și care deservesc în presă și experții au experiența din 6-7 aprilie 2009. Sunt capabili. Domnul Mihaieș, da, ați văzut programe consistente? Iată ce aici, vin, aici vreau să vin. Că, într-adevăr, Republica Moldova e țară mică, lumea mai mult sau mai puțin se cunoaște. Noi trăim într-o mare mahala, să spunem așa. Noi suntem o țară de 100 de milioane de locuitori. Suntem o țară de circa 2 milioane de locuitori. Prin fiecare a doua persoană, noi ne cunoaștem unul cu altul. În acest context, este evident că mai mult sau mai puțin s-au stratificat, să zic așa, simpatiile electorale. Da, marja a mai rămas o marjă de circa 20% de nehotărâți. Ultimul sondaj care l-am văzut eu, 20 sau 22% de nehotărâți. Unii dintre cetățeni se hotărăsc chiar în ziua votului, pentru că are, de exemplu, două partide care îi plac și nu știe pe care să-l voteze. Și așa am fost și eu odată în situația asta, că chiar în cabină am decis cu cine să votez. Dar ne paște pericolul neprezentării la urne? Dacă vorbim acum de partea tehnică, da. Republica Moldova, de punctul meu de vedere, eu am fost și expert OSCE în alegerile din Azerbaijan și am putut să compar legislația mai multor state, am fost la training-uri, ca zic așa, mă consider destul de informat în situația asta. Cred că Republica Moldova are o legislație destul de bună,
euroconformă, cel puțin avem două, trei carențe care au fost lichidate de Parlament în rezultatul acelei adresări a Curții Constituționale după alegerile prezidențiale. Da. Avem și o, eu cred că ce se numește o licitație permisivă pentru cetățenii de peste hotare Republicii Moldova. De exemplu, Franța. În Franța tot sunt alegeri pe circumscripții. În Franța este o regulă foarte dură. Dacă ești cetățean francez aflat peste hotare de Franță, trebuie să te înregistrezi în prealabil. Dacă nu te înregistrezi în prealabil, tu nu poți vota în ziua votului. Se dau fix atâtea buletini cât cetățenii s-au înregistrat pe online. Republica Moldova a mers pe o cale mai democratică, din punct de vedere mai liberală. Chiar dacă s-au înregistrat doar 24.000 cetățeni pe online, vor putea să voteze toți care se vor prezenta în ziua votului. Adevărat. Și asta este o chestie din punct de vedere corect. Pentru că nu fiecare s-a dorit să înregistreze, să nu apară întrebări de legitimitate. Lasă oamenii să voteze. Aici putem să vorbim foarte mult câte circumscripții se deschidem în Rusia, câte circumscripții se deschidem în Europa, câte în America. Am văzut și o idee hazardată. Hai să deschidem 100 în America, 100 în Europa și 100 în Rusia. Stați puțin. Să fie egal. În Franța sunt doar 10.000 cetățeni, în Statele Unite și în Canada împreună luate, sunt 10.000 cetățeni moldoveni care sunt înregistrați cu doar de vot. Dacă le faci 100 de circumscripții, nu se prezintă nimeni acolo. Deci trebuie totuși guvernul să află în situație de a lua decizie care să fie una cât de cât echilibrată, ținând cont de mai mulți factori, inclusiv cât au votat data trecută la alegeri, cât sunt înregistrați în țările respective cu drept de ședere, cu domiciliu, cât s-au înregistrat online și din media asta să iei o decizie echitabilă. Dar încă una cea mai vreau să zic, cei care vor pierde legea nu vor pierde din cauza că legislația e proastă sau cu ce e dezavantajat. Da. Vor pierde legea pentru că n-au știut să-și exprime ideile, n-au știut să convingă, pentru că nu sunt credibili, pentru că unii dintre cei care candidează pe listele unor partide sunt corupți sau legați cu oligarhii corupți care stau în penitenciarul numărul 13 sau în Frankfurt. Asta va fi motivul din care vor pierde, nu alte motive. Da, domnul Redniță, eu vreau să rămânem în albea ce spunea domnul Mihai și vreau să vorbim un pic despre diaspora. Ultimele alegeri ne arată că tocmai cele mai multe probleme sunt acolo, respectiv în această campanie ce urmează să desfășoare în 24 februarie. Credeți că lucrurile vor intra cel puțin relativ, dacă nu absolut, în albea lor firească? Pentru că dacă e să facem referire nemijlocit la prevederi legale, o secție de votare se deschide pentru 3.000 de oameni, da? Și respectiv șirul acesta ar putea continua. Revedem... Să merg la 5.000 psihotare. Sau 5.000, da, cer scuze. Eu vreau să accentuez faptul că noi avem o legislație, poate cea mai liberală legislație din regiune, dacă nu din lume. Pentru că, deci, în toată lumea, secțiile de votare se deschid pe lângă consulate și ambasade. Atât. De ceea ce facem noi o chestie în premieră și o să vedem, o să culegem roadele. Noi nu putem spune acum exact ce se va întâmpla. Da, din punct de vedere a libertății, noi oferim mai multă libertate oamenilor. Adică chiar dacă nu se înregistrează, pot merge la secțiile de vot. Ne putem confrunta iară din nou cu problema dacă ajung ori nu buletinii. Din nou, nu se știe câte buletinii trebuie prevăzute în plus. Pentru că, din nou, dacă se dau prea multe buletini în plus, din nou apare speculațiile și suspiciunile respective pe care le cunoaștem. A spus foarte bine că sunt multe probleme în diaspora. Pentru că diaspora, de fapt, nu este o entitate bine organizată, deci nici măcar organizată. Deci este așa un amalgam de oameni, de dorință, de probleme, e un ghem întreg. Dintre care, deci opoziția și-a ales un singur lucru, deci a canalizat un singur lucru și îndeamnă pe toți să fie atenți la un singur lucru, la lupta pentru putere a opoziției. Deci nici pe departe, ați văzut deja ce contradicții s-a iscat între candidatura Maiei Sandu, care vrea să candideze pe circumscripția din Europa și cei care sunt nedumeriți de faptul că nu un om al diasporii reprezintă diaspora, care cunoaște problemele, care poate este destul de instruit și are respectiva educație profesională ca să le rezolve. Mă refer aici în primul rând colegii, tocmai sunt juriști, acolo ar fi nevoie de un jurist bun. Problemele de care se ciocnesc de obicei
Migranții noștri care muncesc psihotare sunt de natură juridică, de cele mai dese ori. Din cauza asta, ca să fac o concluzie, deci noi nu putem acum dinainte să emitim niște concluzii, cum va fi, ce va fi. Totul e în fază de organizare abia, și din punct de vedere juridic, și din punct de vedere a accesului la vot a oamenilor din diaspora. Domnul Reniță, în 24 februarie nu alegem doar la Parlamentul, ci participăm și la un referendum. Referendumul, nu știu de ce, este lăsat pe plan 2. Asta vorbește de o anumită pasivitate politică. Nu în zadar încercam să aflu de la domnul Mihăieș dacă oarecum întrevedeți și o pasivitate la urna de vot? Nu, eu cred că sigur că primar în aceste alegeri sunt alegerile, evident. Parlamentare. Da, alegerile parlamentare. Cred că odată când va fi declanșată campania propriu-zisă, conform legislației, vor apărea și informațiile partidelor sau din partea societății civile privitor la referendum. Deci filmulețe, clipuri și așa mai departe. Numai decât că vor fi, cel puțin partidele care susțin referendumul, vor promova această informație privitor la referendum. Doamna Gacemschi, vreau să rămânem în albea celor remarcate de domnul Reniță. Parlamentare versus referendum. Toată lumea vorbește despre alegerile parlamentare, pe care mulți dintre noi zicem și o spunem firesc, avem un argument, sunt prioritare. Referendumul, ce? Nu știu, zic o chestie tranșantă, riscă să ieșuieze? Bine, la referendum vor vota aceleași persoane care vor veni și vor vota și pentru alegeri. Deci, din cât înțeleg eu, speranța guvernării este că, din contră, că datorită referendumului vor fi scoase mai multe persoane la vot, inclusiv în cadrul alegerilor parlamentare. Adică ele se vor compensa. Cineva este interesat de alegeri, cineva este interesat de referendum, dar există și riscul efectului advers, că cineva să se dezamăgească pentru faptul că se creează un anumit haos aparent controlat și datorită faptului asta să demotiveze alegătorul care să vină într-un număr mai redus la urnele de vot decât numărul real care ar putea să iasă în cazul în care ar fi doar alegerile. Tot depinde de strategia iarăși politică, strategia politică și de comunicare a participanților la procesul electoral. Totul depinde de asta. În același timp ați menționat de poziția domnului Voronin, am uitat să menționez. Deci Partidul Comuniștilor este un partid astăzi în degradare. În condițiile date, el atacă, pur și simplu, un actor electoral mai puternic, în speranța că poate cumva Partidul Socialiștilor va reacționa ca să mai crească rating, probabilitatea. Probabil asta este miza lui politică, că Partidul Socialiștilor se va prinde și va începe să răspundă la toate reacțiile astea aprinse pe care le expune domnul Voronin în public. De altfel, nu numai domnul Voronin, mai mulți membri ai Partidului Comuniștilor aruncă săgeți să scuțite în direcția Partidului Socialiștilor. În ceea ce privește libertatea, fiindcă s-a discutat despre că este destul de liberal la noi legislația electorală. La noi legislația electorală, într-adevăr, în ceea ce privește deschiderea secțiilor de votare, este extrem de relaxată. Există state unde în genere este interzisă votarea psihotare doar pe teritoriul statelor. Sorry. Problema în Republica Moldova este că pe fiecare perioadă electorală au fost ridicate chestiuni cu privire la lipsa buletinelor de vot și politicienii au încercat să găsească anumite varii soluții, bazându-se pe anumite precedente. Dar nicio soluție nu a funcționat în mod rezonabil. De aceea să intervin acum politicienii, intervin cu diferite propuneri în vederea soluționării respective a chestii. Domnul Mihaiaș a menționat că propunerea cu privire la deschidere egală numărului secții de votare ar fi o soluție hazardată. După mine, asta ar fi o soluție rezonabilă. De ce? Deschis, de exemplu, 30 acolo, 30 acolo, 30 acolo, după aceea faci statistica și tu la următoarele 4 ani de zile, la următoarele alegeri, să ai argumentul și ai să le explici oameni buni, noi am deschis. Vedeți ce s-a trecut, dar noi am cheltuit milioane de lei pentru situația dată. Deci în anumite cazuri pentru a le arăta partenerilor, inclusiv politicienilor de pe teritoriul Republicii Moldova, care sunt realitățile politice din afara Republicii Moldova și care este
specificul. Specificul diasporilor, ar fi bine, cred că, să deschidem poate chiar mai multe secții de votare, ca odată să ne clarificăm unde avem noi activitate sporită în ceea ce privește procesul electoral în afara Republicii Moldova. Ceea ce privește de liberalizarea în genere a speciei codului electoral, într-adevăr, legislația este relaxată, însă problema noastră este specificul ăsta a finanțării. Deci prin anii 2014 s-au introdus foarte multe norme restrictive în ceea ce privește modalitatea de finanțare a campaniilor electorale. Deci normele respective au fost făcute cu anumite scopuri. Astăzi aceste norme au efectul bumerangului și astăzi alți politicieni care atunci s-aflau la guvernare, astăzi aflându-se în opoziție, deja încep a striga câtă-s doamne de rele respectivele norme. Însă luând declarațiile de avere și interes a liderilor politici, a celor care strigă că normele sunt încălcate, păi te trezești cu situația că nu declară nimic de ani de zile și îi trăiesc bine, mersi, și desfășoară campania electorală, îmblă prin Bruxelles, prin toate statele Uniunii Europene și mă întreb eu de unde să iau banii respectivi. Cum întreabă ei anumiți politicieni, anumite partide, păi întrebarea este reciprocă. Băi, oameni buni, dar voi de unde aveți atâta rublă? De unde? De unde? Și de aici mi-apar și mie dubii. Ia că normele respective, noi trebuie să găsim o soluție. Fie sancționăm drastic prin aplicarea într-un mod draconic a legislației electorale, fie noi relaxăm legislația electorală și revenim la punctul inițial. Punctul și zero, relaxăm legislația electorală, astăzi problemele partidelor, dar mai departe să lăsăm alegătorul ca el să-și decidă soarta în continuare prin intermediul alegerilor și de selectării celor care se reprezinte pentru viitor în cadrul Parlamentului. O secundă, domnul Mihai, vreau să-l mai întreb pe domnul Gacevski o chestie scurtă, după aceea trecem și la ceilalți invitați. Iată, colegii noștri din media au tot scris, avem doi candidați care se deosebesc printr-o singură literă. Da, respectiv, cum interpretați acest aspect? E o rupere de voturi? Este un eveniment firesc, democratic, ce presupune dreptul fiecăruia de a candida? Este un joc politic? Cum îl vedeți dincolo de, de... Evident că este vorba de o strategie politică a concurențelor electorale. Au identificat o anumită persoană care să fie similară pentru a induce eroare. În eroare opinia publică, pentru a induce în eroare o alegătorul. Eu înțeleg că vorbesc de circumscripția Federației Rusă și circumscripția unde este Năstasă. Da. Să mai întâmplă asemenea cazuri, dar asemenea jocuri, eu nu știu dacă ele sunt antidemocratice. Problema este de modalitatea de comunicare a concurenților electorale de a explica cine este Năstasă și cine este Năstas. Astfel, dar încât treaba asta e legală? Pentru că în 2014 am avut un precedent cu Partidul Comunist Reformator, dacă nu mă știu memoria. Partidul Comunist Reformator este una când îți înregistrezi marca și e alta când tu ești cu nume și prenume Năstasă Andrei, Năstasă Andrei. Asta e viața, să mai întâmplă. Păi duci și schimbi numele de familie și o să te identifici deja ca altă persoană. Da, domnule, vă rog. Parlamentari, am participat și odată ca candidat independent și deci eu eram Reniță, dar alături de mine era Renata, un nume. Și deci am încercat noi la început din lipsă de experiență să ne acuzăm unul pe altul care și cui au făcut bucată ca să până la urmă să ne dăm mâna și să zâmbim. Deci speranța pe chestiunile date, în principiu ce fac concurența electorală, încearcă să victimizeze pe seama celuilalt. E o chestie normală, e o chestie de strategie politică, nu este vorba de legalitate, e vorba de legitimitate. E ca prin asemenea strategie, în principiu să lovește de legitimitate. Legal a legii, nu e nicio problemă. Vreau să spun că noi o să avem foarte puțini candidați pe circumscripții. Chiar și în Chișinău sunt circumscripții cu 7-8 candidați. Da. Când m-am uitat pe experiența Australiei, Marii Britanii, Statelor Unite, s-au registrat 500 de candidați pe circumscripții. E că acolo, când vine acasă în cetățeanul, e lista la vot, apel să se găsească 2 zile. Da. Pentru că acolo e foarte simplu să se registrezi. Nu trebuie să luăm niciun fel de semnături, nimic. E dreptul constituțional. Și certificat de integritate și nu știu ce. Pur și simplu, te-ai dus, te-ai adresat în listă și aștept să vezi dacă nu dați om. Și aia, că acolo e o problemă reală, că eu chiar mă gândeam, dar cum ar fi dacă la noi s-ar adresa, de exemplu, 50-100 de oameni în buletin, pentru ce cunoscut de la noi, avem, eu chiar m-am mutat pe Chișinău. Chiar și acolo unde e Năstas cu Năstasă, n-ai cum să-i încurci, pentru că nu cred că oamenii noștri sunt atât de analfabet să nu facă diferență între Năstas și Năstase. Dar sunt unul după altul, nu credeți că se creează o confuzie? Dar acolo va fi și sigla. Este confuzie, dar sigla. Este sigla vezi, pe Năstase, din câte înțeleg, eu aș cunoaște dacă lumea Chișinău, că l-am participat și la primărie. Nu, fotografia lui Năs și ea. Nu e anonim el, nu? Da, vă rog, spune. Ați jucat o dată viața dumneavoastră cărți. Da. Popa Prostu, cu țăranii. Ați jucat?
Ați câștigat vreodată? Nu, am înțeles. Domnul Reniță. Dacă nu, aici ca să termin ideea, că să vorbim serios. Chestia cu spoilere nu merge când lista e mică. Chestia cu spoilere merge când lista e lungă, cum e în Australia, de 100 de candidați. Da. Acolo merge Smith, și numai la Smith se schimbă numele de T, H, E și așa mai departe. Eu chiar pot să puteți, vă dați pe internet, că este interesantă chestia asta. În ceea ce ține de practica electorală a Republicii Moldova, de rolul cecului, care este unul fortificat prin legislație, nu există probleme. Da, eu înțeleg că există niște întrebări legate de finanțări. Aici chiar am vrut să spun câteva cuvinte. Vă rog. Pe noi ne-a obligat Comisia Europeană prin recomandări care au fost incluse și în documentele comune, prin acordul de asociere, să facem modificări la ceea ce ține transparența finanțărilor partidelor politice și campaniilor electorale și Parlamentul a făcut chestia asta. S-a limitat foarte mult sumele de bani care le poate dona o persoană fizică, o persoană juridică. Evident că sunt multe întrebări în societate legate de asta. Acum am văzut o polemică foarte mare despre certificatele de la CNI. Iată, anticipați întrebarea mea. Că nu vreau să-ți dai răspunsul. Nu-l chinui, vă rog, pe jurist, că asta e chestia de jurist. Da, vă rog. Domeniță, sunteți jăliți. Nu. Dar să-ți răspund opinia, nicio problemă, dar de bun vedere juridic. Vedere juridic este o mică nuanță care vreau să o aduc la cunoștință, am spus o șerie în altă emisiune. Da. CNI este obligat să elibereze certificatul oricărui se adresează. Deci vreau să creat o confuzie. De asta trebuie să-i dai, sau ceva nu trebuie să-i dai. Pentru că el, de fapt, merge pe dosare penal. Nu este adevărat. Constituția Republicii Moldova și codul electoral pun interdicția numai la cei care sunt condamnați definitiv să candideze și să fie aleși și la cei care sunt declarați incapabili. Atât. Două categorii. Dar dacă vine șor la tine care el este condamnat doar după prima instanță... El este și personaj foarte controversat. Păi să-l dau toți exemplu asta și dau exemplul lui. Dacă vine șor și cere certificat, tu nu poți să nu-i dai certificatul. Tu îi dai certificatul respectiv. Numai că tu trebuie să menționezi un certificat care sunt, dacă poți condamnat, dacă n-a fost condamnat, dacă are anumite chestiuni care țin de legea, de declararea verilor și așa mai departe. Deci, ca să nu se facă concluzii, certificatul este obligatoriu să fie eliberat oricui îl cere. Altceva este ce scrie în dânsul. Da. Domnul Reniță, credem pe cuvânt oamenii sau avem nevoie de acest certificat de integritate, îl oferim tuturor, cum spunea domnul Mihăieș, sau mai peste unul? Ce facem? Bine, cei care stau acolo la, în comisia respectivă, în consiliul respectiv, nu sunt Dumnezei și am impresia că nu au aparatele astea ca securității pentru ca să radieze pe fiecare, să-l vadă ce are până în măduva oaselor. Deci să iau niște chestii formale, să iau declarațiile lor, după ce se dau declarații și comisia electorală le publică, ar putea să apară contestații din partea anumitor organe, anumitor oameni care cunosc ceva. Știți că la cununie, la nunți catolici, se întreabă publicul, aveți ceva împotriva căsătoriei? Nu poate respectivul CNI, deci să verifice de la un capăt până altul integritatea. Dacă sunt organe, abilitate, cetățeni, organizații care pot să spună ceva împotrivă, să spună, să declare public, să facă o adresă la Comisia Electorală Centrală și oamenii acolo se descurcă. În rest, ce pot spui? Toți sunt prezumați nevinovați. Și șor, apropo, deci bănuiților tot li se dau certificat de integritate. Doar ce, apropo, le se dau și celor care sunt condamnați. Am vrut să fac mențiunea asta. Chiar păi dacă el e condamnat. Da, dar s-au ispășit pedeapsă. Chiar dacă ispășit pedeapsă, dacă el e condamnat definitiv și nu sunt stinse antecedentele penale, el nu poate candida. Nu se dă certificat. Îi se dă certificat. Și îi se scrie. Îi se scrie că el are condamnarea cutare, el vine la cec și cecul nu îl înregistrează. Înțelegeți? Deci, până ca să urmă, rolul certificatului, ca să fie oameni să înțeleagă, rolul certificatului nu este de a interzice cuiva el se eliberează tuturor, numai că în cazul persoanelor condamnate definitiv, el primește un certificat în care scrie dânsul e condamnat definitiv, antecedentele penale nu sunt stinse și el nu poate candida. Adică ei dau nota, dacă trece ori nu trece prin ce. Cecul decide, da. Doamna Gacevski,
Iurie Ciocan spunea că a fost o greșeală a CEC-ului până la urmă, că nu a blurat anumite date cu caracter personal din declarațiile de avere pe site-ul CEC-ului. E așa? E încălcare? Nu e încălcare? Ce este cu aceste date cu caracter personal? Din punct de vedere politic pot să speculez cât doriți, însă din punct de vedere juridic eu permanent m-am întrebat cum va face Comisia Electorală Centrală cu declarații de avere și interese. Ele trebuie să fie depersonalizate. Sunt anumite date care trebuie să fie în mod obligatoriu depersonalizate, fiindcă este vorba de date cu caracter personal. Da. Deci CC-urile, de asemenea, în cazul în care acced la anumite date, în Consiliile Electorale de Circumscripție, acced la anumite date cu caracter personal, ele sunt obligate să le depersonalizeze. Sunt date care trebuie să fie făcute publici. Da. Sunt date, spre exemplu, numărul contului bancar. Cu ce ocazie trebuie să cunoască populația care este numărul contului bancar? Eu nu știu, că am văzut că acolo tătă e blurat. Care este logica, nu știu. Eu n-am intrat în detalii, dar în principiu blurarea anumitor informații care sunt cu caracter personal este nu că o recomandabilă, este o obligație legală, de altfel, dacă nu mă greșesc, Comisia Electorală Centrală s-a înregistrat ca operator de date cu caracter personal și ea este obligată să respecte legislația cu privire la protecția datelor cu caracter personal. De altfel, ca spre exemplu, cineva deține, nu vorbim de cazurile despre care menționați dumneavoastră, dar, spre exemplu, o persoană deține, nu știu, monede comemorative de vreo 2 milioane de dolari și acolo scrie monede. Sau o coșmă foarte scumpă și el o scrie. Păi, dar dacă tu o leși așa de personalizat, cine garantează securitatea acelui cetățean? Că mâine nu vine peste dânsul cineva și nu îl ajută să rămână fără coșmă, cum se spune. Asta este problema. Deci lucrurile sunt, fiindcă procesul electoral nu se termină cu 24 februarie. Omul și-al are de trăit. Chiar dacă el intră în Parlament și obține imunitate, el trebuie să intre în ogradă și trebuie să știe că o să doarmă liniștit. Dar pentru asta mai avem noi hoți care sunt informați și am putea să ne trezăm cu dânsul la poarta casei noastre pentru a rămâne fără cușmă în condiții. Domnul Gacevski, în fiecare campanie electorală vorbim despre liste. Cred că la începutul acestei emisiuni domnul Mihăieș spunea că suntem aproximativ 2000 de oameni în țărișoara noastră. 2 milioane, da, cer scuze, rectificare. Avem transparență? Nu avem? Am exclus sufletele moarte? Nu vom regăsi probleme în liste? Deci problema în liste este una sistemică și ea nu vine doar de la autoritățile de stat, ea vine inclusiv și de la persoane. Deci persoanele fizice, în principiu, după ce decidează, noi ne amintim că trebuie să ne ducem să depunem declarații de acceptare a succesiunii unitară, certificatul de deces, noi uităm că trebuie să-l prezentăm la autorități pentru a fi radiate persoanele respective din registre. Aici care mor în diaspora, spre exemplu, ei tot, de exemplu, sunt acolo îngropați, după și ei rămân în listele este electorale, în listele registrului de stat alegătorilor, deoarece informația nu este centralizată la serviciile stare civilă și ei nu dețin informațiile date. În plus, după cât țin minte, exista o problemă că registrul de stare civilă era deținut de către un minister, iar registrul persoanelor, deci registrul alegătorilor era ținut de către un alt minister și nu exista o comunicare între dânsele și datorită faptului ăsta era destul de greu să actualizeze inclusiv cu privire la persoanele decedate ca să cureți listele respective. Dar din cât cunosc eu, aceste liste sunt actualizate permanent de către Comisia Electorală Centrală în baza registrului de stat alegătorul până pe data de 10 februarie, până atunci când merge actualizarea permanentă zilnică a acestor liste de subscripție și, deci, asta este una. Doi, chiar dacă apar aceste erori de sistem, eu mă îndoiesc că persoanele decedate votează, așa cum se pretinde Republica Moldova. Nu a fost demonstrat încă niciodată că persoanele decedate au votat. De ce? Fiindcă Comisia Electorală Centrală sub conducerea lui Iurie Ciocan, cu toate speculele care sunt în prejurul lui, acest om a introdus sistemul electronic pe teritoriul Republicii Moldova. El a implementat sistemul ăsta electronic în perioada cât el a fost președinte a Comisiei Electorale Centrale. Acest sistem electronic, în principiu, dublează, garantează imposibilitatea de a falsifica la urnele de vot prin votarea în locul morților. Deci lucrurile care se pot petrece asta deja cu mânuirea care se fac la numărarea buletinilor de vot. De exemplu, să iei de la un concurent electoral, să bagă în grămada altui concurent electoral sau, pur și simplu, schimbi în proces verbal, totalizare rezultatelor legii, cifrele. Să scrie că pentru X e 100, cu toate că pentru dânsul trebuie să fie scris 200. Adică inversarea cifrelor. Modalitățile de falsificare sunt altele. Dar nu prin votarea decedat
deputaților, așa cum se pretinde. Și încă un lucru am vrut să menționez. Deci problema Republica Moldova este că la noi se încearcă, cum se spune, occidentalizarea legislației fără să ține cont de realitățile specifice ale Republicii Moldova. Și datorită faptului ăsta, la noi eșuează în principiu toate reformele. Nu suntem noi primii unde s-a mai încercat asemenea strategii. Nu poți tu să occidentalizezi Republica Moldova doar prin adoptarea unei legislații occidentale. Mai este nevoie de lucrat asupra culturii, asupra educației. Cetățeanul să fim educați în stil occidental pentru ca să ajungem ca noi să adoptăm valorile și specificul legislației din Uniunea Europeană. Nu poți astăzi să transforme Republica Moldova peste noapte să devină cu mentalitate occidentală. Da, securizarea votului. Da, trebuie să spun câteva clipă. Atunci când vorbim, iată, despre campania electorală, diferite partide politice și-au exprimat viziuni diferite. Vreau aici să fac referire la partidul nostru. Unul din vicepreședinții acestui partid spunea că este sceptic dacă el va fi acceptat în campanie electorală și dacă se va întâmpla acest lucru, ar putea fi exclus din cursă și tot în acest context spunea că dacă opoziția și celelalte partide ar accepta o boicotare a acestor alegeri din 24 februarie, dânsii ar susține această teză. Haideți să pornim. De unde se conturează acest pesimism legat de viitorul partidului nostru și de ce sunt... Declarația partidului îi privește pe ei. Ceea ce ține de comentat aici sunt două aspecte. Primul, că boicotul nu a reușit. Da. Și unele forțe au încercat să promoveze boicotul alegerilor, inclusiv acest partid. Mi-aduc aminte că și Mocanu, cu Antimafie, promova ideea asta la un moment dat, și Petrenco. Cumva un cor straniu de voce aici. Dar oricum, au fost 3-4 partide care au promovat ideea boicotului, care până la urmă nu a fost acceptată de alte partide și vedem că toate partidele importante de opoziție sunt prezente. În ceea ce ține aniversarea sau aniversarea, să așteptăm ce o să decidă cecul, nu vreau să mă antepronunț. Da. Și nici nu e bine să comentăm chestiile astea până vedem decizia cecului, că altfel intrăm în jocul piaricilor de la partide care aruncă țepe și nu trebuie să le comentăm. Da. Aș vrea aici să spun ceva legat de securizarea votului. Securizarea votului în Republica Moldova este mult mai bună decât în România, de exemplu, unde am văzut eu procesul electoral sau chiar și în Azerbaijan. Tocmai datorită faptului că noi avem câteva sisteme de dublare de control a votului. Unul la mână. Omul când vine să voteze, îi se înscrie în fișa din buletin. E o chestie rudimentară. Mulți sunt potrivă, dar ea e necesară deocamdată până când pentru ca o măsură suplimentară de securizare a votului. Doi la mână. După aceea, cetățeanul când vine, automat s-a introdus într-un calculator. Deci, efectiv, să falsifici fizic votul, 0, 0, 0, 0, fără 1. 0 până la infinit, până la miliarde, dacă doriți. Deci nu ai cum să falsifici votul în Republica Moldova. Pentru că în momentul în care cetățeanul a venit în circumscripție de vot, automat numele lui apare în calculator. Gata, s-a terminat discuția. Dacă cetățeanul ăsta încearcă să meargă în alt raion să voteze, cum în România, să mai întâmplă, să mai duc și fac caruselul cu autobuzul, automat apare în internet, în sistemul integrat, că el a venit să voteze. Și e dosar penal. Da. Domnul Regian ne spune că avem două minute la dispoziție. Da. Domnul Reniță, cum vedeți, nu știu, schimbarea clasei politice și a stării de lucruri după 24 februarie? Vedeți o schimbare radicală a spectrului cromatic politic? Nu, bineînțeles că nu... Oamenii care se ocupă de pronosticuri au spus în mai multe rânduri că electoratul e împărțit cam în trei, între socialiști, democrați și blocul politic. Acum, în blocul politic, acum nu văd fețe atât din noi. Prin urmare, nu putem vorbi despre o schimbare radicală a clasei sau a elitei politice. Cum avea un menaj la Troa, cum sunt francezii, numai că între unghiul ăsta este o necunoscută. De obicei, între unghii doi pretinesc împotriva la al treilea. Da. Vom afla după 24 februarie care vor fi cei doi care vor preteni împotriva la al treilea. Domnul Gacevski, cei care vor trece pe listele uninominale vor avea un cuvânt greu de spus în viitorul Parlament? Eu sunt convins că nu, ținând cont de specificul Republicii Moldova, specificul pregătirii politice a respectivelor persoane, eu nu cred că ei vor avea un cuvânt greu de spus și totuna ei vor fi obligați să adere la o anumită formațiune politică în cadrul Parlamentului Republicii Moldova, viitorul Parlamentului Republicii Moldova. Domnilor, eu vă mulțumesc pentru prezența în studio, pentru punctul de vedere pe care l-ați exprimat. Vă aștept și cu alte ocazii. Stimați telespectatori, sunt Vlad Madan, vă mulțumesc de atenția de care dați dovadă în fiecare seară de marți și joi. O seară bună!